Perioada sărbătorilor de iarnă este cea mai așteptată. Este plină de bucurii sufletești și bogată în tradiții. O veche rânduială se păstrează și în Biserica Ortodoxă, și anume cea a vestirii de către preoți a nașterii Domnului. Cum se păstrează astăzi și ce semnificații are, aflăm în minutele ce urmează la Secvențe Trinitas. Pe cărări bătute, pe potece înguste, pornesc cu sufletele încălțite să aducă lumii vestea cea bună și de mult așteptată. Hristos se naște pentru mântuirea noastră. Se opresc și binecuvintează fiecare casă. Preotul poartă în mâini icoana nașterii, iar copiii îi sunt alături. Privindu-i, ai zice că ei sunt magii de odinioară. Credincioșii le deschid porțile și îi primesc în casele primenite pentru sărbătoare. Tradiția mersului cu icoana a preoților este una foarte veche, datând din primele veacuri ale bisericii. Și la noi se păstrează de sute de ani. În secolul al XVII-lea, diaconul Paul de Alep, călător pe meleagurile noastre, nota în cronica sa: e de observat că în această țară se obișnuiește, în seara dinspre nașterea lui Hristos, ca toți preoții din diferite târguri, însoțiți de sărmani, de citeți și de coriști, să se ducă în cârduri purtând icoane și să umble prin norod toată noaptea, vizitând casele boierilor și urându-le bucurie. Astfel umblau ei toată noaptea, cântând nașterea lui Hristos. Nașterea ta, Hristoase, Dumnezeul nostru, răsărita lumii, lumina cunoștinței. Că într-o dânsa cei ce slujeau stelelor de la stea s-au învățat să se închine ție soarelui dreptății și să te cunoască pe tine, răsăritul cel de sus, Doamne, mărire ție! Binecuvintează, Doamne, casa, masa, robii tăi, robii tale, binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin! Este o tradiție frumoasă la noi, în ajun de Sfânt Crăciun sau în ajun de Bobotează, când credincioșii cu toată familia postesc și când pregătesc pe mesele lor acele frumoase bucate de post, acele daruri ale pământului pe care Dumnezeu le încredințează nouă tuturora ca să ne hrănim, și ele fiind sfințite și binecuvântate, oamenii cu bucurie gustă din trânsele, și este marea surprinderea noastră când vedem că sunt credincioși în vârstă care așteaptă de dimineață până seara să ajungă preotul să binecuvinteze casa, bucatele și apoi să guste ceva din trânsele, pentru ca bucuria Crăciunului să fie o bucurie împlinită, o bucurie desăvârșită. Tradiția marchează, ne spun cercetătorii etnologi, începutul celor 12 zile sacre, festive. Fiecare zonă are particularitățile ei, dar și frumusețea ei. Tot particularități zonale, de fapt, întâlnim de la ceea ce în Bucovina se întâmplă, pentru că timpul la care venea preotul era uneori pe înserat, firesc că oamenii îl primeau cu lumânare aprinsă sau cu candele. Mai era și obiceiul ca și capul familiei sau cineva, parte bărbătească oricum, să însoțească preotul până la gospodăria vecină pentru a putea ca el să ajungă cu bine alături. Problema cu lumina mai se întâlnește și în Maramureș, de asemenea, când este preotul întâmpinat, ca și la Bobotează, tot cu lumina. Este o formă de cinstire, dacă vreți, a elementului de sacru pe care îl reprezintă preotul, iar dincolo de
pragmatismul, să spunem, gestului, că îl ajută efectiv. Gândiți-vă la casa tradițională care nu avea electricitate. Gestul acesta însemna chiar o luminare a căii pe care el trebuia să intre. Toată sărbătoarea Crăciunului se focalizează în jurul luminii. De aceea, de acum, din ajun, practic, pentru că încep să vină și copiii mititei cu moșajunul, lumina nu se mai stinge. Este credința în faptul că acum se deschid cele 12 zile sacre, în care lumina rămâne o permanență. Rămâne lumina înțeleasă ca iluminare creștină, dar și lumina ca rodire, ca sporire, ca, dacă vreți, împlinire și trupească și spirituală. Casa este obligatoriu curată atunci când vine preotul. Credincioșii din frumoasa Bucovină țin la obiceiurile vechi și le păstrează cu sfințenie și astăzi. Își pregătesc casele, dar mai cu seamă sufletele pentru sărbătoarea Crăciunului. Am regăsit toată această atmosferă în satul Mănăstirea Humorului din Suceava. Oameni muncitori și rugători, bucuroși să fie gazde bune. Bine v-am găsit! Bine ați venit, părinte! Atunci când preotul vine cu icoana, trebuie să găsească curățenie în casă sau nu contează? Musai, adică este absolut, spuneam că de regulă preotul intră în casa mare, în casa bună, în care femeile au curățat și au primenit absolut totul, pentru că în acea casă, după preot, în zilele de Crăciun se vor primi oaspeții, se vor primi colindătorii. Este, dacă vreți, cartea de vizită a femeilor din neam, care întotdeauna era și bunica, era și mămica, erau și nepoatele, care arătau măestria lor, pe de-o parte, la nivelul țesăturilor, la nivelul modului de amenajare a spațiului de locuit, practic totul trebuia să strălucească. Ajungeau chiar în zonele din Bucovina, unde pereții erau din lemn și vizibil, să-i lustruiască cu apă culeșie pentru a putea să fie curățenie deplină. De fapt, este credința și la Crăciun, ca și la Paști, ca să nu rămână niciun colțișor neverificat și curățat, pentru că răul se poate cuibări și acolo. Credincioșii pun pe masă spre binecuvântare bucată de post, iar cei mici gustă cu poftă din toate. Se așezau cele 12 feluri de bucate, toate de post. Masa ajunului este o masă de post, cu bucate de post. Se făceau, în primul rând, colacii care anticipau trupul lui Hristos, dar în același timp, prin forma lor, aminteau de ceea ce înseamnă cultul fecundității și solstițiul, pentru că ei, prin rotunzimea lor, întruchipau soarele. Aceștia se puneau câte patru sau în unele zone numai unul, pe colțurile mesei. De asemenea, acolo se adăugau cele 12 feluri de bucate care unii spun că sunt asemenea apostolilor. Este, de fapt, o concretizare a nevoii umane de sacru, de contaminare, de fapt, și de contopire cu sacrul. Și de aceea se adăugau apoi bucatele din grădină, care însemnau fasolea, bobul, legumele în general. Rodul pădurilor era adus și el, cu ceea ce însemnau ciupercile în diverse forme și maniere preparate. De asemenea, acolo se punea rodul livezilor, se puneau prunele, se puneau perele, care se transformau în poame pentru a fi păstrate și apoi deveneau un fel de compot pe masă. Deci acolo se întruchipau toate aceste dorințe ca fiecare segment din viața omului să fie îmbelșugat. Nu doar în îndepărtata Bucovină se păstrează această tradiție. În sud, mai exact în localitatea Drăgăneasca din Giurgiu, la acest obicei se spune mersul cu Sfântul Crăciun. Deși poate nu la fel de bogată în tradiții, și aici credincioșii se pregătesc cu multă bucurie de sărbătoarea nașterii Domnului.
Vă mulțumim pentru toate lucrurile pe care le-ați pregătit aici pentru noi. Să le dea Dumnezeu să le binecuvinteze și să vă fie spre folos și spre sănătate. Foarte bune gogoșile și calde, am văzut că acum le-ați pregătit. Da, bineînțeles, pentru așa ceva, de ce nu? Și mai ales pentru Sfânta Biserică și postul care suntem în el. Sunteți apropiată de biserică? Bineînțeles, cu tot sufletul. Da, legat de tradiția aceasta a mersului cu icoana, cum se zice în zonă, când vine preotul și vestește nașterea Domnului? Sfântul Crăciun, cum așa îl pomenim noi, da? Sfânta icoană a Sfântului Domnul Iisus Hristos. Vine preotul cu Sfântul Crăciun, așa spuneți, da? Da. Și e un moment așa așteptat pentru dumneavoastră? Cel mai așteptat. Și frumos, tradițiile de iarnă. Așteptați sărbătorile de iarnă? Sigur că da. Le așteptăm cu cea mai mare plăcere, cu drag. Nașterea ta, Hristoase, Dumnezeul nostru, răsărita lumii, lumina cunoștinței, că într-un dâns și cei ce credeau stelelor de la astea s-a învățat să se închine ție soarelui dreptății și să te cunoască pe tine răsăritul cel de sus. Doamne, slavă ție! Doamne, ajută, ce faceți? Vă mulțumim mult pentru primirea călduroasă de care ne-ați învrednicit și să vă dea Dumnezeu numai bine, multă sănătate și sărbători cu bine. Am regăsit oameni bucuroși să ne primească în casele lor, oameni apropiați de biserică și de cele sfinte. E casa cu cele mai multe icoane pe care am văzut-o. De unde dragostea asta? De unde dorința asta de a împodobi casa cu atât de multe icoane? Păi, cum să vă spun, pe unde am fost, pe la toate mănăstirile, am luat câte o icoană și sunt foarte dragi toate. Deci, ne-ați găsit un loc în casă pentru toate, fiecare. Da, pentru toate. Aveți idee cam câte aveți? Vreo 250, cam așa. Și mai strângeți? Da. Am și dăruit foarte multe. Mergeți în pelerinaj des? Da, foarte. Am fost acum de curând la peșterea Sfântului Andrei. Bucuroasă de vizită, a primit? Da. Vă așteptam de mult, nu credeam că se întâmple minunea aceasta ca Trinitasul să ajungă la mine în casă. Urmăresc de foarte mulți ani Trinitasul și radio și televiziunea și mă bucur foarte mult. Mersul cu icoana prin sat este un prilej foarte important pentru a întări un pic comunitatea dintre oameni și biserică și legătura dintre oameni și biserică și această tradiție este una cu adevărat binefăcătoare, aș putea spune, pentru că prin pășirea peste pragul casei fiecărui persoane, fiecărui familii, îl aducem pe însuși Hristos, care ia cât de praznicul nașterii Domnului, se naște, se întrupează și devine om pentru mântuirea noastră. Și numai de aceea este un moment foarte important și, bineînțeles, oamenii, în marea majoritate, ne primesc cu mare bucurie și ne întâmpină cu lucruri bune și cu tot ceea ce au putut pregăti și acolo pentru primirea lui Hristos și a preotului. Tradiția aceasta este de mai bine de 2000 de ani și dacă s-a păstrat atât de mult timp, cu siguranță că și noi vom păstra și o vom duce mai departe la înaintașii noștri și la toți cei care vor primi cu bucurie această misiune a vestirii nașterii Domnului, atât prin colinde sau prin activitatea preotului într-o parohie. De departe, cei mai nerăbdători în așteptarea sărbătorii sunt copiii. Ce ți-a plăcut ție cel mai mult astăzi? Că am venit să-l ajut pe părinte. Și dulciurile? Ți-a plăcut ce ai mâncat? Da. Așa, la biserică mergi? Da. Duminică, de duminică merg. Îți place, nu? Da. Nu te obligă nimeni să mergi? Nu mă obligă, dar mă duc de dragul lui Dumnezeu. Îți place la biserică? Da, mai ales când ies cu lumânare și ajut pe părintele în altar. Ești băiat de altar? Da. Dar sărbătorile de iarnă le aștepți? Da, foarte mult. Ce-ți face ție cel mai mult? Păi când împodobim bradul și vine moșul dimineața la biserică. Deci tot la biserică e cel mai frumos, nu? Da. Ce faci de Crăciun de obicei? Mergem cu steaua prin sat, la biserică. De Crăciun ce sărbătorim? Nașterea Domnului Iisus Hristos. Și în nordul și în sudul țării am găsit aceeași căldură sufletească și aceeași dragoste pentru sfintele tradiții. Peste tot, românii trăiesc cu intensitate bucuria sărbătorii nașterii Domnului. Ne vin colindătorii, ne vin copiii, care cu acele glasuri nevinovate de înger aduc vestea prin diferite colinde că Hristos Mântuitorul s-a născut în peștera Betleemului, că acolo îngerii cântau, păstorii se închinau, toți se minunau.
de nașterea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Să se nască și să crească, să ne mântuiască. Să se nască și